Odată cu reînceperea cursurilor, jandarmii vor acționa în cadrul dispozitivului integrat în zona unităților școlare din responsabilitate, pentru a asigura un climat corespunzător de ordine și siguranță publică. Având în vedere reluarea cursurilor cu prezența fizică a elevilor în unitățile de învățământ, în cursul zilei de astăzi, jandarmii vor acționa în sistem integrat pentru desfășurarea în siguranță activităților școlare. Odată cu reînceperea cursurilor, jandarmii vor acționa în cadrul dispozitivului integrat pentru menținerea climatului de ordine și siguranță publică la instituțiile de învățământ aflate în responsabilitate. Jandarmii vor acționa pentru prevenirea și descurajarea producerii faptelor antisociale, pentru asigurarea și menținerea unui climat de ordine și siguranță publică, dar și pentru verificarea respectării măsurilor sanitare în contextul pandemiei de COVID-19. Reamintim că se poate solicita sprijinul jandarmeriei apelând Serviciul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112 sau cel mai apropiat echipaj de jandarmerie atunci când situația o impune. Jandarmii vă recomandă să respectați măsurile de protecție sanitară în contextul pandemiei de COVID-19 pentru a reduce îmbolnăvirile în rândul elevilor și cadrelor didactice. Reamintim că puteți solicita sprijinul jandarmeriei prin apelarea 112 sau sesizând cel mai apropiat echipaj de jandarmerie atunci când situația o impune.